Mazda CX-5 a fost actualizată la jumătatea ciclului de viață cu tehnologii noi și un plus de rafinament. Noul model va ajunge la clienți din primăvara anului viitor. Mazda CX-5 introduce opțiunea de selecție a modului de a conduce, mid-drive, o dinamică de condus îmbunătățită, dar și o gamă extinsă de tehnologii de siguranță. La exterior, noul model aduce modificări subtile ale grilei cu un aspect tridimensional mai pronunțat. Atât farurile cât și stopurile au fost de asemenea restilizate și s-a adăugat o nouă culoare exterioară, Zircon Sand. Trei noi niveluri de echipare își fac apariția în gamă, Newground, Homura și Takumi Plus. Interiorul modelului CX-5 2022 conține acum o stație de încărcare wireless de tip QI pentru telefoane mobile în consola centrală. Podeaua portbagajului, alcătuită din două piese reversibile și bara de protecție spate, sunt la același nivel pentru a facilita încărcarea și pentru a oferi un volum superior. Modelele Newground au de asemenea o pardoseală de portbagaj cu o parte rezistentă la apă pentru articolele umede sau murdare. Mazda CX-5 Facelift introduce Mazda Intelligent Drive Select, mid-drive, care îi permite șoferului să selecteze cel mai potrivit mod de a conduce printr-o singură atingere de buton. Unele categorii de modele echipate cu iActive All-Wheel Drive beneficiază în continuare de un mod off-road selectabil prin mid-drive. Mazda promite că noul model aduce un confort îmbunătățit în timp ce zgomotul de rulare a fost redus, în special atunci când se circulă pe suprafețe aspre, cum ar fi pietrișul. În ceea ce privește sistemele de asistență, noul CX-5 introduce un sistem de conducere semi-autonomă sub denumirea Cruise and Traffic Support. Acesta permite manevrarea mașinii în ambuteiaje, acționând accelerația, pedala de frână și direcția. Nu este prima oară când Mazda actualizează modelul CX-5. Prima dată a făcut acest lucru în 2019, pentru ca anul trecut japonezii să mai încerce o dată. Se pare că nici de acea dată nu s-au declarat mulțumiți, de unde și actuala intervenție. O mutare așteptată de mulți este un ecran tactil pentru unitatea multimedia, dar se pare că va fi nevoie de o nouă actualizare pentru a răspunde acestei solicitări.